Venit în medie, asta undeva de 960 de euro. Acum sau la început? La început. La început. O lună de zile cât a lucrat ea, evident că ea nici 5 bănuți măcar nu ai avut pe contul ei. Deci dumneavoastră în 3 luni de activitate la compania ProTeam ați investit 2000 de euro pe licențe, plus 600 de euro pe actualizarea unei licențe și 150 de euro pentru chiria, pentru că v-ați aflat în oficiul lor. Și în toată această perioadă, 3 luni, ați câștigat 150 de euro. Normal că oamenii nu erau de acord cu ideea dată și mi-am dat seama că, de fapt, eu am așa ca și eu, așa, cum am așa și pe mine. Luând în considerație că odată ce eu am achitat suma dată, ei, pur și simplu, parcă m-au șters în listă. Acum vă sunt pe dumneavoastră, spuneți același lucru. Atunci cine este responsabil? De la cine se cere o reacție? Pentru că plângeri sunt. Sunt persoane care spun că au pierdut bani și au pierdut bani mari. Astăzi în Moldova, mâine în toată lumea. Ești deschis pentru noi posibilități? Suntem o echipă de tineri ambițioși. Acestea sunt doar câteva dintre mesajele care în ultimele luni au împânzit rețelele sociale în Republica Moldova. În spatele lor stă așa o numită companie de marketing online cu denumirea ProTeam. Sediul organizației se află în centrul Chișinăului, iar în interior, aparent, se impune o atmosferă de maxim succes și progres continuu. Ребята! Открыли счет в Молдове! Metoda de promovare a companiei este cât se poate de simplă. Partenerii proiectului încearcă să recruteze noi membri cu ajutorul unei comunicări directe. Adică, cel mai des, totul decurge după următorul scenariu. Navigând pe internet, la un moment, ne trezim cu un mesaj de la o persoană necunoscută în care ni se vorbește despre noi orizonturi și un viitor prosper. Uite, am văzut că suntem în lista de prieteni pe Facebook, chiar unde mult mi-ai citat cererea, dacă nu mă greșesc. Și eu am intrat pe pagina ta și m-am uitat. Mă dezvolt foarte bine, dar ai și activități interesante. Și vreau să te întreb ceva. Dacă se spune că există așa modalitate de a-ți crește venitul tău fără să renunți la jobul sau ceea ce știu cu tu la moment, să-ți crești venitul, știm că nu ai nicio limită la nivel financiar, dar și profesional, într-un proiect mobil care dezvoltă la noi în Republica Moldova, dar și în mai multe țări, te-ar fi interesant să vezi ce mă ocup eu și ce ai putea tu să faci în paralel, folosindu-ți doar calitățile pozitive și dorință pentru ceva mai mult. În continuare, dacă dați semne că ați fi tentați de o colaborare, veți primi un link privat cu o conferință a liderului companiei. În intervenția lui, care durează mai mult de o oră, acesta vorbește despre cât de riscante pot fi afacerile tradiționale și spune că falimentul lor este preponderent inevitabil, iar prin urmare, business-ul online ar fi calea cea mai potrivită pentru a vă realiza financiar. Eu când am înțeles care e situația în business tradițional, eu am înțeles că eu nu sunt pregătit de business tradițional în moment și nu vreau să investesc timpul și energia și să risc, da, să deschid un business tradițional. Respectiv, când am înțeles ce îmi dă mie business-ul de care noi vorbim acum și ce posibilități oferă, asta m-a făcut să acționez. Așa numitul business este construit în jurul fenomenului de cashback, adică procesul prin care cumpărătorii primesc înapoi un anumit procent din suma cheltuită într-un magazin online sau offline. Din momentul în care deveniți membru al companiei, primiți acces la o platformă numită SweetTips, unde puteți face cumpărături online și puteți beneficia de un cashback în mediu de 4%. În același timp, aveți posibilitatea de a negocia cu diferite magazine care ar putea deveni în viitor parteneri ai platformei. Doar că intrarea în comunitatea ProTeam costă și costă scump. La început, noul membru este pus în fața unei alegeri. Mai exact, pentru a putea continua activitatea și a putea genera venituri, acesta trebuie să procure o licență. Așa numitele licențe sunt de 5 tipuri. Prima valorează 60 de euro, a doua 230, a treia 600, a patra 1000 și a cincea 1500 de euro. Rugați persoana care v-a invitat la prezentare să vă organizeze o întâlnire
cu unul din lideri. Ajungând în această fază, aveți în față două scenarii. Dacă sunteți interesați, urmează să luați legătura cu unul dintre liderii companiei, iar dacă vă retrageți, riscați să fiți intimidați de către persoana care a încercat să vă racoleze. Din acest moment, armonia totală de la început pare să dispară și să apară primele semne de întrebare. Ce zici, Andrian? Stai pe gânduri, da? Eu știu că îți place ideea, dar trebuie să clarifici până la urmă. Ia, am înțeles, Andrian. Nici o bază în tine, caruți. Deci nu răspunzi. Doamne, cât de limitată minte poți să fii? Auzi, Cristina, și așa o recomandare de la mine. Ești informează mai bine să înțelegi ce înseamnă un marketing de rețea, după care să-ți faci concluziile astea așa de proaste. Am făcut un exercițiu jurnalistic și am luat legătura cu unul dintre membrii ProTeam, arătându-ne interesați de proiect. Pentru a afla mai multe detalii, i-am propus o întâlnire tete-a-tete, pe care am filmat-o discret de la distanță. Am întrebat care sunt garanțiile că ne vom putea recupera banii investiți în așa numitele licențe. Reprezentantul ProTeam s-a eschivat însă, vorbindu-ne despre proprietățile abstracte ale așa numitei licențe. Dar a fost mult mai concis atunci când l-am întrebat despre salariul pe care l-am putea avea în prima lună de activitate. Este vreo garanție că eu, de exemplu, dacă investesc 1.000 sau 1.000 jumătate, ca într-o perioadă să mă întorc okay. Toți banii ăștia? Ce ține de licență? Licența ce e inițial? Să nu avem școală socială în care s-au investit mulți bani și efort? Cam care ar fi așa un venit minim posibil pe lună, dacă începi prima lună, ia că eu mă apuc. Ok, prima lună noi de obicei punem accent pe crearea de bază a câțiva parteneri, ca tu să ai cu cine lucra, ca să fie mai simplu. Venitul mediu asta undeva de 900-960 de euro. Acum sau la început? La început. La început. Doar că, după cum am aflat ulterior, promisiunile de prosperitate financiară sunt în contrast cu realitatea. Ziarul de gardă a identificat mai multe persoane care au fost implicate în afacerea ProTeam și toate par să fi parcurs același drum. De la parteneri cu perspective de milioane la victime, cu credite luate de la bănci și rate la companii de microfinanțare. Această tânără, a cărei identitate o vom proteja, a fost parteneră ProTeam timp de 3 luni. Promisiunile erau destul de mari și destul de wow. Respectiv, eu ca și practic oricine de acolo, n-am avut suma asta la ciorap. Am apelat la credit. În câteva zile eu am avut deja creditul, mi s-a oferit. Suma, fără ca să mă gândesc, am dat-o. Rezultate, practic nu am avut acolo din start. Mi s-a spus că, uite, ia-ți o pauză cumva, ceva de la lucru, ca tu să poți să aici să oferi mai mult timp. După care mi s-a propus că ce poate îți mai iei o licență, că tu ai să ai rezultat mai bun, adică ai mai multe facilități din partea asta. Iarăși nu m-am gândit, iarăși am mai luat un credit. Pe urmă, au apărut întrebări la starea mea financiară. Pentru că creditele cumva lunar eu trebuia să le achit acolo, respectiv lunar să mai achit 50 de euro și oficiul. Ca să lucrezi în oficiul la ei, tu trebuie să achiți lunar? Da. Cât costă? 50 de euro. Prima luna mea a fost 80 de euro. Din partea lor am avut de câștigat plus minus, nu mi-amintesc exact, undeva la 150 de euro. Deci dumneavoastră în 3 luni de activitate la compania ProTeam ați investit 2000 de euro pe licențe plus 600 de euro pe actualizarea unei licențe și 150 de euro pentru chiria, pentru că v-ați aflat în oficiul lor. Chiar ultima, da. Da, și în toată această perioadă, în 3 luni, ați câștigat 150 de euro, da? În cazul în care victima nu dispune de bani pentru a cumpăra licența, iar solicitarea de credit este respinsă, cei de la ProTeam recurg la planul B. Persoane racolate i s-ar propune să cumpere un telefon mobil în rate, iar apoi să-l vândă contra unei sume mai mici, dar suficientă pentru a putea achita licența. Potențialii cumpărători ai telefonului ar fi găsiți tot de către liderii ProTeam. Prin asta a trecut o fată care abia împlinise 18 ani când a acceptat să intre în afacere. Mama ei a fost de acord să ne povestească istoria fiicei sale.
Copilul meu a vrut pe vară să-și caute o ocupație și pot să n-adaos la... Pentru că vă dați seama, zilele noastre cam e greu. Într-o zi, ea se duce. Vine înapoi acasă și îmi spune deja, dar era chiar și duminică, vine înapoi acasă și îmi spune că mama, pot să mă feliciți, eu sunt deja angajat oficial. Spunându-mi cuvintele date, chiar am crezut că are vreun contract ceva oficial, dar mi-a dat în cap, atunci s-o întreb, este vreun contract oficial, ceva, nimic. Peste vreo 2-3 săptămâni, probabil că undeva așa, vin acasă, îl găsesc copilul meu plângând, îmi zice că uite, când a fost în ziua aceea, când mi-a venit acasă și mi-a spus că oficial lucrează deja, a fost și s-a propus să intre în compania lor, dar pentru a intra în compania lor are nevoie de, cum mi s-a exprimat atunci, licență. Licența constă între cei că trebuie să achite 1000 de euro. Au întrebat-o dacă părinții o să fie de acord să achiteze 1000 de euro, ea a spus că evident că nu, deci ei au avut deja toată schema pregătită și s-a propus. Dacă în cazul că nu are 1000 de euro, ea ia un credit. Un credit evident că nu are, pentru că nu are nimic în spatele ei la 18 ani, că nu are nimic în spatele ei. Hai să cumpere telefon mobil. Deci, ca să înțelegeți, Protimul se află pe Ismail, nu-mi țin minte care număr, tot acolo alături, peste drum sau adică ceva mi-a spus, în același cartier se află și magazinul de unde se poate de cumpărat telefonul, și Easy Creditul și UT Creditul. S-au dus și au luat un telefon în credit de 26.000 și nu știu cât, neavând cui să-l vând, îl dă lor cu 20.000. Deci ea a pierdut 6.000 din prețul propriu. Exact. Și ratele suplimentare, exact, care trebuia să le achite. Exact. Mai mult ca atât. Au învățat-o să iau o cartelă nulă, falsă, care, după spusele la cei de la credit, au sunat mama. Evident că nu m-au sunat pe mine, m-au scris pe mine ca persoană garant, dar evident că nu m-au sunat pe mine. După care au ieșit deodată și au rupt cartela și au aruncat-o, deci asta nu a fost copilul meu să știe chestiile astea, adică chiar i s-a spus. A răspuns la telefon o fată din oficiu, fiind acolo, care s-a prezentat însuși drept eu și i-a spus că da, ea este de acord și ea știe copilul ei ce vrea să facă. Copilul meu când a venit și mi-a povestit ce se întâmplă și cum se întâmplă, eu îi spun, adă-mi te rog contractul de muncă, adă-mi te rog contractele de acum cu Easy Credit și UT Credit, adă-mi te rog actul de primire predare de la magazin, la care ea a spus că contract de muncă n-a fost și nici nu este și nici nu există așa ceva. Am spus licența să mi-o aduc, i-am zis, mamă, credeam licența că este o foaie careva cu ștampilă, cu, nu știu, cu un număr, așa cum știu eu că licența arată. La ce am zis că licența constă într-un număr IT, deci după ce ea achită, îi se dă un link în care deja ea poate să intre și să logheze în sistemul dat. Ea nu a făcut nimic bani. O lună de zile cât a lucrat ea, evident că ea nici 5 bănuți măcar nu a avut pe contul ei. La poliție mi-au spus că au fost chemați băieții, însuși Alexei ăsta. Ei au adus, au prezentat toate documentele și unica ce au găsit poliția încălcare că ei nu fac contract de muncă. Exact. Ziarul de gardă a consultat un act de primire-predare, obținut de la una dintre victimele care, pentru a dobândi licența de membru al ProTeam, a fost determinată să cumpere un telefon în rate. Din spusele ei, telefonul de model iPhone 12 Pro Max ar fi costat-o peste 26.000 de lei, doar că în actul de primire-predare a fost indicată suma de 16.499 de lei, cu 10.000 de lei mai puțin. Site-urile de specialitate confirmă că prețul unui astfel de telefon este cuprins între 25 și 31 de mii de lei. Victima nu a avut un răspuns exact la întrebarea de ce compania ProTeam a modificat suma din actul de primire-predare, dar presupune că în cazul în care se răzgândea sau părinții ei aflau, liderii structurii i-ar fi returnat cu 10.000 de lei mai puțin, iar totul ar fi fost în limita legii. Când victimele ajung să-i întrebe pe liderii companiei de ce veniturile lor nu corespund cu promisiunile, aceștia le reproșează că de fapt ei nu ar fi lucrat suficient de productiv pentru a ajunge la salariul dorit. În același timp, le prezintă exemplele altor colegi care înregistrează performanțe mult mai mari în activitatea lor. Potrivit unei victime, liderii ProTeam plasează în colectiv câțiva muncitori falși, care ar crea o iluzie generală că proiectul funcționează și se dezvoltă activ. Din câte am înțeles eu, este de fapt ca tu să aduci aceleași persoane care să înregistreze
și de asemenea să iei licența dată în suma dată, ca tu să ai beneficiu din asta. Și aici primești, asta e 150 de euro, îmi pare că, din fiecare licență procurată. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu am ajuns ca și așa oameni, cum am ajuns pe mine. Sunt acolo 2-3 persoane, dintr-o, spunem, 1000, pe care ei invită și care pur și simplu îi ține ca să arăt cuiva ta că sunt rezultate. Adică prin trânși încearcă să îi manipuleze pe alții. Cum au reacționat ei când au aflat că vrei să pleci? De fapt, n-a fost nicio reacție, luând în considerație că odată ce eu am achitat suma dată, ei pur și simplu parcă m-au șters în listă. Proiectul ProTeam este gestionat de compania GoProTeam International, fondată în februarie 2021 de către Alexei Ghiba. Acesta este foarte activ pe rețelele sociale, atacând și amenințând persoanele care îi critică public compania. Când persoanele interesate de proiect se adresează în direct lui Ghiba, acesta le sugerează că dacă vor succes, au nevoie doar de cea mai scumpă licență. Diferența dintre L95 și L185 e doar de 400 de euro. Dar la L95 voi n-aveți posibilitatea să vă luptați pentru Mexico. Adică dacă vreți să aveți posibilitatea să mergeți cu noi în călătoria gratis în Mexico și să aveți procent maxim din acțiunile care le faceți, respectiv, asta e posibil doar la licențele 185 și la 185 plus. Așa că dacă deja aveți sumele, da, fiecare cu 600 de euro, ați fi dispuși ca să găsiți și restul sumii de 400 de euro și să porniți corect și să aveți șansele să treceți în Mexico. Acum câteva luni, Ghiba făcea o promisiune grandioasă menită să atragă oameni noi, o călătorie gratuită în Mexic. Doar că și de această dată totul a rămas la nivel de promisiune, cel puțin pentru noii membrii convinși să cumpere cea mai scumpă licență, pentru că de fapt în Mexic au ajuns doar 5 oameni din ProTeam, Alexei Ghiba și apropiații lui. Acest lucru a fost confirmat chiar de către liderul companiei într-o conferință online. Noi am fost în Mexico în 5, da? 5 persoane. Peste un an o să fie călătorie gratis în Dubai, da? Respectiv, scopul nostru care? Să fim din echipa noastră 40 de oameni. Datele publice arată că în 2011 Alexei Ghiba a activat câteva luni în cadrul unui proiect american antreprenorial pentru studenți, după care a plecat în Rusia, unde a activat în mai multe domenii, printre care modeling și marketing. În Rusia, Ghiba a făcut cunoștință cu Anton Agafonov, unul dintre fondatorii companiei Win-Win People Capital, care activează după același principiu ca și ProTeam, propunând cashback pe platforma SweetTips, apoi racolând membrii noi prin intermediul licențelor, vândute pentru aceleași sume care variază între 60 și 1500 de euro. Banca Centrală a Federației Ruse a clasificat platforma SweetTips drept o posibilă piramidă financiară. Cu toate astea, liderul ProTeam, Alexei Ghiba, nu ascunde legătura pe care o are cu Agafonov, numindu-l pe acesta invitat special al proiectului său, iar în așa numitele prezentări despre activitatea afacerii folosește logo-ul companiei Win-Win People Capital. Avocații consultați de Ziarul de Gardă afirmă că oficial atât ProTeam cât și Win-Win People Capital, ambele formate în jurul platformei SweetTips, nu pot fi numite piramide financiare clasice, pentru că au la dispoziție un produs, cashback-ul. Adăpostindu-se la umbra unui produs iluzoriu, acest tip de afaceri își pot continua activitatea în limitele legii. Sursa devenită a membrilor acestor companii corespunde însă cu principiile de bază ale unei piramide financiare. Cu cât mai multă lume a eracolat, cu atât mai mare este profitul. Am încercat să vorbim cu Alexei Ghiba, fondatorul afacerii ProTeam, însă ni s-a spus că acesta este plecat în Ucraina. În lipsa lui l-am abordat pe Ion Buraga, unul dintre liderii proiectului. Acesta s-a eschivat de la orice responsabilitate, redirecționându-ne către Alexei Ghiba. Eu nu am atribuție în compania ProTeam, eu sunt partener. Păi cine atunci are atribuție cu compania ProTeam? Însăși, ProTeam e un SRL format dintr-o singură persoană. Am căutat informații despre acest SRL. Acest SRL este înregistrat pe numele lui Alexei Ghiba în 23 februarie 2021. Cunoaștem și adresa. Știm că mai este o companie inițiată pe acea adresă pe care o dețineți dumneavoastră. Deci nu puteți nega legăturile cu Alexei Ghiba. Când l-am contactat pe Alexei Ghiba să-l întrebăm cine este responsabilul de compania ProTeam, el ne spune că
are aceleași drepturi ca și toți membrii, nu? Acum vă sunt pe dumneavoastră, spuneți același lucru. Atunci cine este responsabil? De la cine să cere o reacție? Pentru că plângeri sunt. Sunt persoane care spun că au pierdut bani și au pierdut bani mari. Inițial, Alexei Ghiba a evitat să discute cu ziarul de gardă, spunând că are aceleași drepturi ca orice alt partener al proiectului, dar a acceptat să răspundă la întrebările noastre după ce i le-am remis în prealabil, în scris. Tot în scris a venit și răspunsul lui Ghiba. Noi nu sugerăm persoanelor să apeleze la credit sau la telefon în rate, persoana liber poate să-și cumpere cea mai mică licență cu 60 de euro și să depună cu mult mai mult efort ca să ajungă la un anumit rezultat. Iar referitor la actul de primire-predare, nu am idee de unde și până unde s-a ajuns la așa situație și ce legătură avem noi cu asta, ne-a răspuns Alexei Ghiba. Acuzațiile referitor la muncitorii falși și aranjați în echipă pentru a crea iluzia că proiectul se dezvoltă activ, liderul ProTeam le-a numit absurde. De asemenea, Alexei Ghiba a spus că munca în echipa lui nu e o plimbare în parc, iar cei care doresc să obțină ceva trebuie să depună un efort colosal, dar să nu caute minusurile proiectului doar pentru a-și masca slăbiciunile. Totodată, liderul ProTeam susține că platforma SweetTips cu care colaborează nu poate fi numită o piramidă financiară, pentru că statutul pe care îl atribuie Banca Centrală a Rusiei are doar caracter de recomandare și nu are nicio putere juridică. În urma mai multor solicitări din partea celor trași pe sfoară de compania ProTeam, deputatul PAS Victor Spânu susține că în luna septembrie curent a trimis o solicitare către Consiliul Concurenței pentru a verifica activitatea proiectului. La începutul lunii noiembrie, Consiliul Concurenței îi comunica deputatului Spânu că a identificat semne de desfășurare ilegală a activității de întreprinzător, precum și semne de încălcare a legislației muncii. M-a atras faptul că ei lucrează cu persoanele tinere, deci persoane care sunt, după mine, mai vulnerabile față de aceste promisiuni de câștiguri fabuloase. Am trimis câteva solicitări, câteva demersuri la Procuratură, la Consiliul Concurenței și până acum, de fapt, nu prea am primit niște răspunsuri satisfăcătoare. Procuratura a spus că nu ține de treaba lor, au pasat la poliție, poliția după două luni au pasat la fisc. De la Consiliul Concurenței am primit un răspuns semi-pozitiv că ei vor întreprinde ceva în legătură cu acest fapt. Noi le-am dat câteva indicii ca ei să le analizeze. Dumnealor au spus că au descoperit unele nereguli și pe aceste nereguli urmează să analizeze activitatea companiei și respectiv să vină cu un răspuns ulterior.